Julica, bonjurea, sunt cu același tricou, am filmat 30.000 de videouri astăzi, doar pentru voi, ca să am ce edita după aia. Mă simt plină de creativitate astăzi și m-am gândit să împărtășesc cu voi mult mai multe lucruri decât obișnuiam să o fac. Astăzi o să vorbim despre etapele de învățare a unei limbi străine, dar mă refer de fapt și de drept... Nu că trebuie să înveți gramatică, nu că trebuie să înveți chestii, mă refer doar la vocabular de această dată. Habar nu are nimeni cât de importantă este, cât este de important vocabularul. Mă, să știi cum se spune la a avea, la a fi, să știi conjugarea acestor două verbe care sunt foarte importante, să știi prezentul, că asta contează extraordinar de mult, trăim în prezent, deci asta este. Și... vocabularul care ne înconjoară pe noi, din orice punct de vedere. Și o să vă explic și de ce. De ce mă gândesc la chestia asta? Mă gândesc la chestia asta pentru că am făcut o schemă. Este sub formă de cerc. Pornesc cam așa. Eu sunt în centru, pentru că pornesc de la mine, de la persoana mea. Deci trebuie să știu... lucruri despre mine. Să spun că mă numesc într-un fel, să spun ce vârstă am, să spun dacă am o familie, dacă sunt căsătorit, dacă sunt necăsătorit, dacă muncesc, dacă nu muncesc, unde muncesc și așa mai departe. Trebuie să știu informații despre mine, da? Deci să știu chestii generale despre mine. După care urmează locuința. Locul în care eu trăiesc, da? Dacă trăiesc într-o casă, se spune. Eu trăiesc într-o casă. Iar în casa mea trebuie să știu toate cuvintele pe care le regăsesc în casă. Cum se spune la cană, cum se spune la linguriță, cum se spune la telefon, cum se spune la chiuvetă, cum se spune la budă, cum se spune la orice mă înconjoară în casa mea, să știu. Este extraordinar de important în momentul în care învățați o limbă străină să construiți cuvinte. Să construiți propoziții. Spre exemplu, ich pack de stift. Ich pack de stift. Sau, mă rog, chestii de genul ăsta. Să construiesc niște propoziții, da? Cu cuvintele pe care le știu, cu verbele pe care le știu. Este extraordinar de bună repetiția. Jocul ăsta este extraordinar de important. Ajung mai departe, la relații. Da? Relațiile din... jur. Ce se întâmplă cu aceste relații? Trebuie să spun, eu am un prieten, eu am o soție, eu am o muncă, eu merg cu tine, eu vizionez un film cu tine, eu merg la cinema, eu merg la teatru, eu merg la muncă și așa mai departe. Trebuie să știu din ce în ce mai multe chestii. Asta este evoluția, de asta este din ce în ce mai mare acest cerc. Ok? Munca. Trebuie să știu... efectiv expresii, cuvinte care țin de munca mea. Spre exemplu, eu, suspendre, abonament, ce mai am, freeze, spread, relevé bancaire, extrait bancaire. Donc, cuvinte care să aibă treabă cu domeniul meu de muncă, da? Expresii și așa mai departe. Bine? Bun, trec mai departe. Cei din jur. Ok? Cei din jur. La cei din jur nu mă refer la relațiile de aici. Nu e același lucru. Trebuie să știu, să mă descurc la doctor. Deci să știu că mă doare, am o durere de cap, să știu cum spun la durere de cap. Am o durere de stomac, să știu cum se spune la durere de stomac. Îmi sângerează sânge, să știu cum zice sânge, să zic cum zice lovitură, fractură și așa mai departe. Mă duc la avocat, să știu că am nevoie de nu știu ce fel de cerere, să știu cuvintele de genul acesta. Deci cei din jur sunt situațiile, de fapt, în care ești pus, da? În care ești pus și, da, te duci la doctor, unde te mai duci, da, spital, internet, să știi ceva legat de internet, să știi ceva de asigurare medicală, să știi actele la primărie, chestii de bază, chestiile cu care tu te confrunți în mod normal și în general. Magazinul, te duci la magazin să spui unde găsesc X lucru sau așa mai departe, da? Cei din jur sunt situațiile în care eu sunt pus. Da? Chiar o să pun în paranteză. Situațiile în care eu sunt pus. Situații
Și dau exemplu, ca să știe toată lumea. Doctor, magazin, avocat. Ok? Trebuie să știu chestiile astea. Asta mă interesează pe mine foarte tare. O să încerc să desenez mai frumușel ca să vă fac o schemă și să o folosiți, să înțelegeți că este foarte importantă chestia asta. Și chestiile astea se fac progresiv. În momentul în care tu deja stăpânești informațiile despre tine, treci la următoarea chestie, pentru că începi să te obișnuiești cu lucrurile care te înconjoară și normal să știi că ai o floare, că ăla e un copac, că am un laptop, că am o pălărie, cum zic la pălărie, că am o rochie, cum zice la rochie și așa mai departe. Da? Este extraordinar de important să faci lucruri progresive. Adică să nu te aștepți să știi să pleci de aici și după aceea să întrebi, dar n-am început de unde trebuie și încep să pui foarte mult stres pe tine, să fii foarte dur cu tine și been there. Ok. Asta vreau să spun. Progresiv. Progresivitate. Da? Învățăm o limbă străină progresiv. Da? Nu încercați să porniți, să plecați de la zero de aici și să zici eu mă numesc și deodată să vrei să știi condiționalele într-o limbă străină sau subjunctivul într-o limbă străină. Să te ferească sfântul să vrei să înveți subjunctivul în limba olandeză, în limba franceză sau așa mai departe, că îți faci 7 cruci. Asta este sfatul meu pentru voi astăzi, este să învățați progresiv o limbă străină. Sunt curioasă câți dintre voi or să încerce. Hai, vă pupă, tișerii!